Gândiți-vă la următoarea situație. Te afli aici, pe această plajă, pe un dig enorm de 9 metri. Acum faceți excepție de acest dig. Nu exista pe 11 martie 2011. Și repet, ești pe această plajă, stai și te bucuri. Totul este bine, totul este foarte frumos. Dintr-o dată, pământul începe să se miște. Îți dai seama că este un cutremur. Nu realizezi cât de mare e. E un cutremur enorm. Este cel mai mare cutremur din istoria Japoniei. E un cutremur de 9,1 grade. S-a terminat cutremurul, a durat aproximativ 3 metri. S-a terminat și crezi că totul este calm. Dintr-o dată vezi cum marea, apa, se retrage. Și cel mai mare tsunami înregistrat în ultimii 50 de ani lovește aici, 40 de minute mai târziu, pe coasta estică a Japoniei. Dragi prieteni, ne aflăm în Fukushima. În partea aceasta este școala care a fost distrusă de tsunamiul de pe 11 martie 2011, iar noi în acest clip o să vorbim despre evenimentele care au zguduit planeta, despre explozia de la centrala nucleară și despre cum este și cum mă simt să mă aflu aici, în acest loc extrem de emblematic pentru istoria Japoniei. Vizionare plăcută! Iar toată aventura noastră începe în orașul de lângă locul în care s-a produs dezastru, și anume în Tomioka. De fapt, sunt trei așezări care au fost afectate full. Primul este Tomioka, cel în care mă aflu acum, de la sud la nord, după care avem Futaba și mai departe Namie. Și cum îți dai seama că de aici încep problemele? Vedeți că peste tot sunt o grămadă de din astea, cum zice, Geiger counters din zona aceasta până în nord, pe o distanță de aproximativ 70 de kilometri sunt presărate aceste Geiger countere peste tot. Pentru a simplifica puțin lucrurile, acești microsieverts reprezintă practic cantitatea de radiații pe care o primește un om în momentul în care este expus radiațiilor. Și ca să vă faceți o idee, de exemplu, un CT scan, o tomografie simplă, vă dă o doză de aproximativ 20 de microsieverts, în condițiile în care aici sunt undeva la vreo 0,064, vedeți aici scrie 0,064. Iar înăuntru erau 0,050. Cam ăsta este nivelul de radiații pe care le întâlnești și în Tokyo. E cumva emoționant așa și te afectează când te gândești că pe aici locuiau o grămadă de oameni și că într-o secundă, basically, toate viețile lor s-au schimbat și că după ce ai avut cutremurul ăla de 9,1 grade, că lumea credea cumva că, băi, lucrurile s-au terminat și totul o să fie ok, ai avut și un tsunami, pentru că, basically, marele damage dat țării nu a fost cel cauzat de cutremur. Adică în cutremur au murit foarte, foarte, foarte puține persoane și nu încerc acum să, nu știu, minimizez casualties-urile sau să zic că, dacă mor puține persoane e ok, nu e ok, dar zic că damage-ul ăla puternic, punch-ul, a fost dat de tsunami.
pe lângă atmosfera extrem de apăsătoare pe care nu ai cum să nu o simți aici, am avut și primul contact cu ceva real. Camionele pe care le vedeți acum în imagine, din 2011 până acum, în fiecare zi transportă pământ radioactiv din zona centralei până aici. De la centrală până în Namie este undeva la vreo 18 km. Gândiți-vă că tot acest oraș pe care o să-l vedem acum a fost distrus complet de tsunami și a făcut parte din zona de excludere. În momentul de față, mulți oameni s-au întors, dar dintre cele trei orașe, Tomioka, Futaba și Namie, acesta este cel care și-a revenit cel mai greu, pentru că oamenii când au plecat nu s-au mai întors. De aceea ai vibe-ul ăsta de full ghost town. Ce vreau să văd eu? Care este nivelul de radiații de aici, frate? În comparație cu Tomioka. Sigur te se băștea unde? Ah, uite-l aici. Deci aici este 0211. De 4 ori mai mare decât în Tomioka. Iar acum ne îndreptăm către o școală foarte importantă și emblematică pentru toate evenimentele de atunci. Faza tare este că omul ăsta a fost cumva așa reluctant în a ne duce acolo. M-a zis că e prea târziu, că nu știu ce. I-am spus, lasă frate, du-ne acolo și m-a întrebat dacă am bani japonezi. I-am zis, da frate, avem bani japonezi, nu e nicio problemă. Și da, să vedem ce o să iasă. Școala pe care o vedeți în spatele meu a devenit emblematică pentru evenimentele de pe 11 martie 2011, deoarece în momentul în care a venit cu tremurul, deci a lovit cu tremurul de 9 grade, în mod normal, toată lumea care se află pe coastă ar fi trebuit să evacueze, lumea ar fi trebuit să fie evacuată, pentru că este self-implied că o să vină un tsunami. E, ca în orice fel de situație de criză, autoritățile au întârziat în a trimite acea avertizare. Și atunci multă lume a rămas pe loc. De aceea foarte mulți oameni, peste 20.000 de oameni au fost omorâți de tsunami și foarte puțini oameni au murit în cutremur. E, care e faza cu școala asta? Pentru că profesorii din școală au fost foarte inteligenți, după ce a trecut cutremurul, după ce s-a terminat cutremurul, profesorii ce au zis? Au zis, băi, haide să ieșim, evacuăm. Cumva nu au așteptat ca autoritățile să emită ordinul de evacuare și au luat decizia in their own hands. Și atunci asta a fost faza pentru care nu au murit copii, nu a murit nimeni din această școală, deși se află la aproximativ 180 de metri de plajă. O să mergem acum să vă arăt și plaja. Înainte de a continua de chain of events, vreau să vă pun eu o întrebare. Ce făceați, frate, atunci pe 11 martie 2011? Eu nu mai mi-aduc aminte, doar țin minte că eram filmat la Iubiri Secrete și știu că a fost o știre, băi, un cutremur enorm în Japonia. Dar nu mi-aduc aminte neapărat de momentul în care am primit știrea cu tsunamiul și cu atât mai puțin legat de dezastrurile aici. Evident că după mulți ani, nu știu, chestia asta a devenit, când am venit în Japonia și în 2017 știam de acest incident, dar sunt curios să-mi spuneți voi, dacă vă aduceți aminte, ce făceați voi sau cum ați primit voi vestea, cum a fost ea primită, mai ales de cei care sunt ceva mai mari în vârstă și pot să-mi zică care a fost impactul acestui dezastru în comparație cu cel de la Cernobâl. Cei care au peste 45-50 de ani, cu siguranță că își aduc aminte și dezastrul de la Cernobâl și știu și pe acesta. Și aș vrea să știu cam cum au fost lucrurile sau care a fost diferența majoră. Cam acum să măsor cumva așa din ochi ce înălțime are locul ăsta. Cred că undeva la vreo 6 metri, hai zi, 6 metri. E, gândiți-vă că tsunamiul a avut între 15 și 17 metri față, deci de aproape 3 ori mai mare decât toată clădirea asta, decât înălțimea clădirii astea. Bine, el a avut acolo unde s-a spart, dar volumul de apă care a venit aici, vă dați seama că a fost enorm. Continuăm cu the chain of events. Ok, deci lovește cu tremurul, după care vine tsunamiul.
ce se întâmplă. Tsunamiul inundă practic toată centrala. Erau 5 reactoare. Unul dintre reactoare nu funcționa, fusese închis. Ce se întâmplă? În momentul în care cele 5 reactoare, 4 care erau active, aveau niște senzori. Iar în momentul în care senzorii respectivi simt că e cu tremur, cumva ei opresc toată alimentarea centralei și pornesc pentru fiecare reactor în parte un generator care să mențină sistemul de răcire activ. Nu o să intru acum în detalii foarte tehnice pentru că am citit și n-am înțeles extraordinar de mult. Ideea este că pentru a putea ține reactorul, pentru a putea ca reactorul să funcționeze și ca să nu fie ceva periculos, este necesară existența permanentă a unui sistem de răcire. Dar care e problema? În momentul în care lovește tsunamiul, evident că se termină tot acolo, se duce dracu tot, se oprește electricitatea, chestie care s-a și întâmplat, dar dacă se oprește electricitatea, sistemul de răcire nu are cum să funcționeze fără curent electric. Și de aceea sunt acele generatoare. E, problema este că acele generatoare nu sunt forever. Acele generatoare aveau undeva un lifespan de vreo 10-12 ore, ceea ce înseamnă că tu, din momentul în care a lovit tsunamiul și din momentul în care s-a întâmplat toată nebunia asta, tu ai undeva la vreo 12 ore, astfel încât să găsești o soluție fie pentru a restabili electricitatea ca să revii la sistemul inițial pentru răcirea reactoarelor, nucleului basically, sau să găsești o altă variantă. E, varianta respectivă a trebuit să fie cumva inventată ad hoc și o să vă povestesc imediat despre ea. Ideea este că oamenii nu gândiseră sistemele de redundanță astfel încât să facă față tuturor scenariilor posibile. Iar un scenariu de un cutremur la 9,1 grade pe scala Richter și de un tsunami atât de devastator, nimeni nu le-a gândit, nimeni nu s-a gândit la treaba asta. Deci a fost o situație ce nu făcuse parte din planificarea și din scenariul inițial în legătură cu construcția acestei centrale nucleare. Pe lângă treaba asta au fost și o grămadă de nereguli, o grămadă de pași ce au fost săriți cumva în momentul în care centrala a fost construită pe la jumătatea anilor 70 și de aceea s-a ajuns situația în care și generatoarele respective se știa că mai sunt 4 ore, mai sunt 5 ore. Ce se întâmplă în momentul în care generatoarele se opresc? Nu mai există acel lichid care să răcească nucleul și evident că e ca o, nu știu, ca o oală sub presiune care arde în continuu. Și în momentul în care, pardon, fierbe în continuu și evident care este care este outcome-ul, crește presiunea și ajungi, din păcate, la explozie. În cazul de față, o explozie dezastroasă. Și în cazul de față, nu una, au fost 3 explozii. E foarte impresionant să te plimbi pe aici, mai ales că evenimentele sunt recente. Eu tot timpul, în viața asta, când a fost vorba de chestii legate de istorie, și acum putem spune că 2011 face parte din istorie, adică a trecut îndeajuns de mult timp ca să-l putem numi un eveniment istoric, așa, pentru că eu de obicei când folosesc cuvântul istorie mă gândesc la chestii îndepărtate, nu pot să zic că ce s-a întâmplat anul ăsta, de exemplu, consider istorie. Eu războiul din Ucraina, momentan nu-l consider istorie, clar e parte de istorie, dar peste 5 ani o să zic, uite, bă, a făcut istorie. Așa, e un eveniment care ne-a afectat viețile, care a afectat viețile acum, viețile oamenilor care trăiesc aici acum. Deci poți să simți treaba asta mergând pe aici, mergând prin oraș. Am simțit treaba asta în tren, am simțit treaba asta când am coborât din tren. Este o anumită presiune și o anumită, cum să zic, tensiune aici care se simte. Acum vreau să mergem către plajă, dar am văzut o altă intrare spre școală și ne gândeam cumva să așteptăm până pleacă lumea să vedem dacă putem să intrăm pe acolo. Da, nu merge. Le zici că le dai ăsta la ceva, nu funcționează. Da, wow, oricum am luat decizia extraordinară de a veni aici, aproape de sunset și se vede fenomenal tot. Wow, deci asta este fucking impressive. The eeriness of this place is shocking. Acum sare lumea. Gă, nu mai vorbi de engleză, nu mai zic nu știu ce în engleză. Așa, deci, intră generatoarele respective. Ei știu, avem, it's a ticking bomb, mai avem 4 ore, mai avem 3 ore, mai avem 7 ore. Ce trebuie să facem? Păi, dacă tot locul acela, într-un limbaj de ăsta așa super, cum să-i zic,
backpack-ul life-icesc, dacă tot locul acela este sub presiune, trebuie să eliberăm gazul. Este un gaz radioactiv. Și asta a fost o decizie foarte grea, care a durat pentru a fi luată, s-au pierdut undeva la vreo... Mamă, deci nu știu ce se aude. Ah. Nu știu ce se aude. Nu știu ce zicea fata acolo, dar Valeria a zis bine, că bă, sper că nu era ceva un mesaj pentru noi să plecăm de aici, că dacă nu ne arestează. Așa, unde rămăsesem? Da, deci voiau să elibereze gazul din reactoare, dar pentru a elibera gazul respectiv, cum poți să faci? Care este soluția pe care o ai? Erau două variante. Varianta ce presupunea existența electricității și varianta ce presupunea folosirea sistemelor hidraulice. E, acum problema cu sistemele hidraulice e că partea de control la fel era folosea electricitate. Și atunci trebuia să o alegi pe aia manuală prin care să ai oameni care să se ducă în reactor și care să manual desfacă patru valve. Fiecare reactor avea patru valve. Trebuia să trimiți oameni care să cunoască foarte bine zona și care să știe ce să facă acolo. Iar acești oameni sunt eroi care practic au salvat ca acest dezastru să fie mult mai mare. Iar acum mergem către... Mamă, frate, cât de tare poate să fie aici! Deci mi-a luat toate... Mamă, tot ce voiam să zic, tot ce voiam să povestesc, ireal cum se vede de aici. Bă, băiatule! Wow, iar noi acum mergem exact pe digul care a fost construit după... cum îi zicem? După tsunami. Deci ăsta pe care stăm noi acum este un dig de cât? 8 metri, ceva de genul ăsta, 8-9 metri, pe lângă digurile mari de acolo. Și vedem că scopul este acela de a preveni ca asemenea situații să se întâmple, pentru că partea aceasta de coastă, partea de coastă estică, este cea cu foarte multe probleme. De obicei, cu tremurile mari în zona aceasta se întâmplă. Și gândiți-vă că acest cutremur a fost undeva la vreo 72 de kilometri de aici, de coasta estică a Japoniei. Deci nici nu pot să vă spun cum se simte și cum te simți plimbându-te pe aici. Pare că vedeți, poți să cobori pe plajă, adică nu te oprește nimeni, nu văd niciun fel de semn care să zică că nu ai avea voie să mergi pe această plajă. În fine, sper să nu avem probleme, dar nu am citit nimic a nașpa. Plaja asta este din altă lume, vorbesc serios, deci este din altă lume, mai ales prin faptul că nu se arpă nimeni. Vedeți acolo pe Valeria, dar nu mai e nimeni aici. Și noi, ca pentru a ajunge acasă la Tomioka, va trebui cumva să mergem pe jos, cred. Nu se numește frate plaja asta? Ukinuma. Da, plaja Ukinuma. Și pentru a continua povestioara noastră, ok, deci au dat seama că trebuie să activeze valvele respective manual. Iar lucrători din punctul de control, oameni care rămăseseră blocați acolo, în centrală, și-au riscat viețile și au fost extrem de competenți, s-au dus și au eliberat gazul respectiv. Asta evident că nu a rezolvat problema, dar treaba asta le-a dat câteva zile, astfel încât să poată să încerce să managereze situația și cumva să mitigeze damage-ul. Totodată, în momentul în care s-a luat decizia să se elibereze acea presiune, vă dați seama, acel gaz, vă dați seama că omul in charge cu treaba asta practic a venit și le-a spus colegilor săi și superiorilor săi, băi, trebuie să eliberăm gaz radioactiv în natură. Și ăștia au zis, bă, păi, tocmai asta e chestia de care ne e nouă frică, cum vrei tu să faci treaba asta? Și a zis, băi, gazul respectiv este nociv, dar nu este atât de nociv
astfel încât să surclaseze situația în care nu eliberăm și avem o explozie. Evident, ulterior, a fost și explozia, doar că aici vă prezint exact care a fost their thought process în această situație. Omul s-a dus și a zis, bă, eliberăm gazul. Și a zis, bă, stați, nu putem să facem asta. Cine și-a responsabilitatea? Asta a fost o problemă majoră. Cine și-asumă responsabilitatea pentru aceste decizii? Dacă, de exemplu, noi eliberăm gazul în natură și porniște explozie și explodează ceva, lumea poate să creadă sau chiar noi putem să cauzăm această explozie, ce se va întâmpla după? Problema majoră, numai pentru anumiți oameni, nu mai era dată de natura dezastrului, și anume, băi, dacă eu o decizie proastă acum, my life is fucked up, pentru că pe urmă o să fie vina mea și voi rămâne în istorie, pe lângă chestiile penale, închisoare și alte nebunii, voi rămâne în istorie ca ăla care cumva a cauzat dezastrul respectiv. Și de aceea toată lumea, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea. Prim-ministrul Japoniei a fost extrem de nervos și în ziua respectivă el a venit aici contrar tuturor indicațiilor pe care le-a primit de la colegii săi, bă, nu te duci acolo că e periculos. El a venit aici ca să vadă situația și ca să vorbească cu oamenii care se ocupau de problemă, pentru că știi ce se întâmplă într-o situație de genul acesta? Informațiile care ajung la tine nu sunt cele adevărate. Tu practic ești undeva la telefonul fără fir. Și omul super șmecher, bă, vreau să mă acolo să văd cum sunt lucrurile. Și asta a făcut. În momentul în care am decis să venim aici împreună, cumva Vale mă întreba, bă, dar e periculos, sunt radiații, sunt nu știu ce, și până aia sunt, adică aici probabil că sunt undeva, nu știu, 0400, 0500, dacă erau acolo în stație, 0200. Dar eu am zis așa, bă, eu nu o să fiu mai paranoic sau mai panicat decât autoritățile. Autoritățile știu cel mai bine. Asta este părerea mea. Eu cred foarte mult în autorități, mai ales ăștia în Japonia. Dacă în zona asta se poate veni și dacă nu mă oprește nimeni să vină aici, înseamnă că pot să vin. Dacă era periculos, cum sunt foarte multe zone și din Futaba și din, nu știu, Futaba, și din Futaba și din Amie, dacă era periculos, cu siguranță că nu puteai să intri în acest loc. Asta a fost logica mea. Sper să nu mă afecteze peste 30 de ani. Și ne luăm acum la revedere de la Pacific și încercăm să ieșim pe aici, să vedem dacă se poate. Valeria, evident că e agilă ca o căprioară. Eu la fel ca o căprioară. Ăștia practic au făcut de-a lungul întregii plaje, au făcut digul acesta. Dar știți cum se întâmplă în mod normal? În mod normal, când ai un event nașpa într-un loc, șansele ca să ai alt event nașpa în același loc sunt aproape inexistente, e chestia statistică. Îmi zicea mie cineva la un dat, când a fost nebunia cu Malaysian Airlines, cu două avioane care au căzut în decurs de nu știu câte luni de zile, am zis, bă, dacă au căzut două avioane, îți spun eu că de acum înainte 30 de ani nu o să mai ai nicio problemă cu un avion Malaysian Airlines. Pentru că cumva s-a îndeplinit statistica sau au depășit foarte, foarte, foarte mult statistica și atunci. Eu cred că asta se întâmplă și aici. Așa, deci oamenii s-au dus, au fost trei echipe care s-au format și au reușit să închidă valvele respective la doar trei reactoare, dacă țin eu bine minte. Iar treaba asta nu a făcut decât să amâne puțin. Deci situația este o situație extrem de ciudată, extrem de dubioasă, pentru că tu ai acolo material radioactiv, nu ai electricitate, nu poți să controlezi, nu poți să trimiți oamenii înăuntru, oamenii trebuie să fie voluntari, pentru că nu poți să zici unuia, bă, te duci ca, să, ca așa zic eu, și chiar dacă oamenii respectivi se duc, nu au cum să-ți rezolve problema, pentru că nimeni nu s-a gândit la treaba asta. Ce mă interesează pe mine acum și mi s-ar părea super cool să-mi răspundă careva dintre voi, dacă s-au mai construit centrale nucleare după 2011 și care sunt măsurile pe care le-au luat astfel încât să nu se ajungă aici. Pentru că asta mi se pare ireal, cumva tu pentru a garanta buna funcționare a centralei trebuie să ai control. Dar dacă nu mai ai control, nu poți să garantezi buna funcționare și dezastre se pot întâmpla oricând, că e cu tremur, că e inundație, că se duce un nebun acolo și face nu știu ce. Asta încerc să mă gândesc. Cum faci treaba asta? Please, tell me. Și acum ne-am dat seama că pentru a merge spre Futaba trebuie cumva să coborâm, pentru că drumul merge încolo la plaja, dar nu poți să iei pe acolo, trebuie să te oprești cumva la jumătatea lui. Și nu aș vrea să mă pierd pe aici. Asta nu e foarte bine gândită sau nu știu exact cum am făcut-o. A, ba da. Da, mă, să se scurgă apa pe aici. Deci acum noi vrem să mergem către
taba, așa cum v-am zis. Problema este că n-avem cum să găsim taxi și avem de mers pe jos. Iar aici, în partea asta, o să trecem acum, se lucrează, vă explic imediat. Asta este un monument. E basically o bucată dintr-un pom. Uitați-vă cum a fost, l-am făcut praf de către tsunami cel mai probabil. Îndoit așa. Și acum am ajuns la un loc important. Deci aceste zone, uite, zice frumos no entry, no entry. Nu ai voie să intri aici, pentru că tot ce de aici încolo este în proces de decontaminare. Se lucrează non-stop din 2011 astfel încât să decontamineze solul. Iar asta este o muncă titanică ce va ține până în anul, cel puțin până în anul 2040-2050, astfel încât să poată face toată zona asta să fie din nou locuibilă. În papada de chem, programul de energie nucleară al Japoniei a fost complet afectat după evenimentele atunci din 2011 și asta se vede în faptul că țara este plină de aceste panouri solare. Deci este full din tren, când mergi, de exemplu, pleci din Tokyo către sud, dacă ești atent pe geam, bă, este full. Și uitați-vă aici, exact în locul acesta, complet abandonat, sunt o grămadă de panouri solare. Ia uitați aici, de exemplu. Bine, sper să nu aibă câini pe ăștia sau să nu fie ceva nașpa, bă, știu. Nu, frate, nu, e totul abandonat, full, mamă. Și să facem de noapte acum, ușor, ușor. Mamă, ce e aici, bă? Deci acum noi suntem in the middle of the fucking nowhere. Mai avem undeva la vreo 2,5 km. A trecut o mașină de poliție, dar nu ne-a absolut nimic. Și sunt o grămadă de clădiri abandonate. Asta este un supermarket sau un outlet, se zice acolo, da, outlet, mă, ABC outlet, ABC outlet, care este, cred că abandonat, că nu văd nimic aici, nada, zero. Și exact acum ne aflăm în orașul Futaba, oraș. Repet, este al doilea, se află exact în centru. Am mai întâi vom ia ca unde stăm noi, Futaba, și după care Namie. Noi, practic, am făcut un dita mai arcu. Am ajuns aici, cum ar veni, stăm în Tomioka, ne-am dus în Namie, am luat pe plajă, am coborât și am ajuns până în Futaba asta. Și uitați-vă, frate, o întrebam pe vale, bă, da, totul pe aici va fi abandonat sau lumea în casă și doarme? Am zis, bă, nu cred că e abandonat. Și sincer să fiu, cred că are dreptate. Și acum am ajuns la stația din Futaba, pe care o să vă arăt și... Deci cum arată stația asta în comparație cu orașul, e out of this world. Iar aici avem 0,260 microsievers pe oră. Bă, deci n-are cum să fie atât de supra-realist totul. Fiți atenți, da? Ia uitați stația. Și uitați-vă cât de părăsit e totul pe aici. Dar curățenia și ordinea caracteristică a acestor oameni, frate, e impactantă. Mai ales în locuri din astea în care te gândești, bă, dar până la urmă ce contează, erau puțini oameni, trăiau aici și uitați-vă cum arată stația asta. Păi asta arată de 10 ori mai bine decât Gara de Nord. Deci e superb. The next
doamna. Băi, cam asta a fost și cu Fukushima, vă spun că efortul pe care l-am depus pentru a ajunge aici și research-ul pe care trebuie să-l fac, cum ajung de acolo acolo, dacă pot să merg pe jos, dacă sunt drumuri blocate, dacă. Știu că din video-uri, pe nici eu trebuie să vă pese de chestia asta, că aici nu e, voi veniți să vedeți conținutul și dacă vă place ok, nu vă gândiți voi la... Și normal, nici și eu fac la fel, dar voiam doar să vă zic că sunt fericit că am reușit să ajung aici. Este o experiență complet diferită față de cea de la Chernobyl. Acolo pare puțin staged, pentru că e mult mai veche și totul este cumva așezat. Aici faptul că vezi că viața vrea cumva să continue și să ia locul dezastrului, asta este super, super șocant. Love you și ne vedem cu video următor. Pa!